Ligia Deca este propunerea PNL pentru postul de ministru al educației, funcție lăsată vacantă după demisia lui Sorin Câmpeanu. Ligia Deca este fost consilier prezidențial la Departamentul Educație și Cercetare și este coordonatoarea proiectului România Educată și a legilor educației. Ea a fost susținută de președintele Klaus Iohannis pentru preluarea postului. Ligia Deca, născută în 1982, este doctor în științe politice, titlu acordat în 2016 de către Universitatea din Luxemburg și absolventa unui program postdoctoral la New Europe College. În perioada 2010-2012 a coordonat secretariatul procesului Bologna, gestionând procesul de organizare a conferinței miniștrilor educației din statele membre ale European Higher Education Area. În perioada 2012-2015 a fost expert în domeniul politicilor publice în cadrul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a cercetării, dezvoltării și inovării și cadru didactic asociat la Universitatea de Vest Timișoara și SNSPA. Autoare și coautoare a numeroase articole și studii publicate în reviste din domeniul politicilor educaționale, cu o activitate științifică ce a vizat subiecte variate, de la internaționalizarea educației superioare la practicile educaționale de adaptare la contextul pandemiei, Ligia Deca a colaborat în calitate de expert cu Consiliul Europei și Comisia Europeană. În 2014 a fost invitată să facă parte din grup de experți știința în educație, înființat la inițiativa Comisiei Europene. În perioada 2017-2020 a fost membru al bordului executiv al Comisiei Fulbright în România.